care reprezintă, de fapt, doctoratul ei. Deci, teoreticianul care este și poetician circumscris studiilor integraliste, teoreticianul pe care l-am citat cu mare bucurie și cu mare întâlnire sufletească și mentală în textele mele, tot teoretice și exegetice, și acest această nouă față, care este poeta Oana Boc, despre care voi vorbi în continuare, nu înainte de a preciza ceva în legătură cu intelectualul complex și analistul fenomenului literar, care vine dintr-o foarte fericită împrejurare, care este centrul și care este exponențialul Centru Clujan de Studii Integraliste, centru condus cu atâta știință, competență și devoțiune de profesorul Mircea Borcină, el însuși autor de studii de maximă relevanță în poetica, atât de noua poetică antropologică a culturii. În acest peisaj, reprezentat de tineri cercetători, tineri, de fapt, încă sunt tineri, care s-au impus în peisajul științific național și internațional, Oana Boc face o particulară abordare personală, fără să fie stridentă, dar cu hotărâte opțiuni. Abordarea ei se cheamă, volumul de fapt se cheamă Textualitatea literară și lingvistica integrală, o abordare funcțional-tipologică a textelor lui Arghezi și Apoliner, și se vede că analista, și acum am să intru în domeniul creației poetice, analista de fapt un extraordinar bagaj și cultural și teoretic, nu are niciun fel de influență strivitoare asupra creatorului, pentru că creatorul se poate distinge și se distinge tocmai printr-o extraordinară independență și oarecum relativă distanțare de teoretician. Cu toate acestea, emblematica carte care se cheamă Scara este un artefact ce armonizează atât inima poetei prin poezia care deschide volumul, cu mintea și știința poeticianului, până la urmă cu finalitatea cunoașterii în cele din urmă, pentru că intelectualul care este, se revelă atât în postură de poetician cât și de poet, este un intelectual care caută sensuri. La Oana Boc, poeta, ne întâmpină un cântec al trăirilor intense, iscoritoare, cum spuneam, într-un sens, a intuițiilor trecute prin suflet, dar printr-un suflet remistificat, atât de necesar epocii noastre îndepărtate de cer, un suflet bogat în înțelegere omenească și cu deschidere supra-omenească sau supra-pământeană, o poezie cu sensuri grave, profunde, confirmând adevărul că autenticele creații lirice sunt înainte de toate pietre de hotar într-o altă lume, devenită astfel un fel de realitate în universul cunoașterii. Acest tărâm cucerit este, în cazul poetei Oana Boc, unul al meditației în jurul condiției iubirii, ca o creație specifică însă ce revelează natura ei zeiască, prin resurse intime ontologice, precum și o idee care mi se pare importantă și deosebit de originală, transfigurarea morții ca aspirație definitivă, desăvârșită, de mormânt din inima celui iubit. Citez acum ca o moarte în care așteptam doar întâlnirea cu mormântul pe care mi-l pregăteai în inima ta. Este deci un imn spiritual al iubirii lumești, confină cu divinitatea înainte de toate, construit dinspre o simțire mustin de sensibilitate,
cu miză la Biblie pe care l-a pomenit foarte inspirat și Irina Petraș, iubirea e cerul din noi, titlu revelator, dar și idee încifrată în poemul Scara, care este de fapt și ea o scară spre cer. În orice emoție autentic poetică recunosc vorba lui Eminescu cel tânăr, sublinind că poezia trebuie să încifreze o idee poetică în simbolurile imaginilor sensibile și că ideea, citez acum, e sufletul și acest suflet poartă în sine ca inerentă deja cugetarea corpului său. Altfel spus, nucleul generativ este baza și gândirea desfășurată este baza, iar limbajul poetic se subordonează ideii de a servi înfățișarea într-un alt fel a lumii. În cazul lui Anevoc, această lume nouă pe care ne-o aduce nu este numai o lume revolută, ca tematică uitată, ci este chiar o lume cu adevărat alta. Metafora integratoare, care este chiar titlul și primul poem al volumului, adică Scara, acea scară spre cer, este deci ideea suflet care răsare limpezită, voluptoasă ca o lună plină, hipnotizați de luna și de dor, este versul care se repetă simptomatic. Ori încălzită de un asfințit pe cerul vrăjit de așteptarea condiției umane din joc, așteptarea fiind o stare axială a artei sale poetice, o contemporană Penelopă, cum se spune și în prezentare, alături de o altă axială stare, iubirea e cerul din noi și de subsidiara îndelungă răbdare care cizelează ornamentica desăvârșirii iubirii. Oana Boc conceptualizează în universul ei liric prea plinul sufletesc, dar ideea nu devine suavă, ci gravă, nu neapărat gingașă, deși diafană, de o sensibilitate acută, precum florile în bogăția lor nu sunt decât un adagiu pentru bănuita știută durere a lumii lipsite de iubire. O duioșire care nu-și refuză inocența, o căldură de lună înfricoșată de emoție, de mister, decantată în lumina olimpiană însă, de iubire necondiționată, de contopire în arder de tot, în taina din flăcările sângelui îndrăgostit. Ego este un titlu semnificativ în care lumina flăcărilor, citez, lumina flăcărilor ce-mi treceau prin sânge când te căutam. Ori aroma trupurilor noastre amestecate de zei. Găsesc aici, alături și în indistinție cu imnul închinat iubirii trecute în cer, adică acel perfect Taj Mahal, și imnul Marmurei Roșii, nu mai puțin translucită decât cea albă, dar mai aprinsă de dor, precum este un mausoleu puțin trecut pe drept cu vederea de turiștii neavizați. Adică există în aceeași măsură o purificare a sentimentului, în măsura în care există și un foc al dorinței. Trebuie să insist asupra semanticii revelatoare a unui unic dincolo de trup, dar și din prin trup. În autoportret, de exemplu, sărutul nebun al trupului meu, ori focul din ego, ca vâlvătăi ale propriului meu trup. Ca și sinteagma reprezentativă repetată în câteva ocurențe, singură, unică inimă a celor doi, este și titlul non-parol, titlu simbolic la fel de personalizat ca sens în arealul poetic al Oanei Boc. Nu m-am înțeles cu Irina, dar și mie mi-a plăcut poemul acesta, degajând un înțeles aparte, neepurat de vigoarea opoziției, dar cu accentul major de semnificație adânc schimbat, acum, după ce v-a fost citit, cred că înțelegeți în ce fel este schimbat înțelesul de bază dintre limbă și vorbire, prioritatea venind dinspre spirit spre trup, dinspre închipuire spre vorbire, spre solidificarea volatilelor vorbe. Ideea este veșnică, iubirea accede dincolo de trup, prin trup, dar și invers. Spunerea lirică a Oanei Boc este în acest caz de o prospețime aparte, vine să uimească prin firesc, prin neașteptat, prin limbezimea parabolei. În timp ce noi nu ne atingeam, cuvintele ni se iubeau pe masă. Mirarea ca stare poetică o găsim peste tot în volum, dar asumată cu o gravitate specială.
Așteptarea nu este totuși joc, nici stare, ci condiție vitală a iubirii, ca și hipnoza de lună și de dor, un timp infinit, dincolo de împliniri, ori absențe, de fapt un fel de metafizică. Oricum, riscul iubirii este imens, oricând ne poate răsturna sau ne poate înalța, zice Oana Bob. Riscul acesta incumbă o aventură extremă, în urma căreia istoria se umple de fantome invocate în biruitoarele mituri, dar în intimitatea cărora nu pătrundem decât pe o tremurătoare suprafață, de pildă porțiunea vrăjită care i-a unit în dragoste și moarte pe Tristan și Izolda. Poetica Ionei Bob deschide o cale de acces spre această vrajă regală în poemul Regina, în care tronul, de fapt, era un rug, o cale care nu strivește nici de cum corona de minuni a poțiunii vrăjite. Mereu îmbinarea aceasta între sublim și durere, dar durere care merită să fie trăită. Riscul iubirii este a fi cu gravitatea metaforei obsedante la Eminescu, aceea a lunii moarte. Și la Eminescu mirii priveau fascinați spre lumina de lună, în care ei găseau o lumină a iubirii. Străluce moartea, zice, într-o variantă din poemul La Steaua, o variantă, din păcate, neexploatată, dar în care moartea străluce iubirii, precum și lumina iubirii este moartea. Lumina de lună este a lunii moarte. La Oana Bob, mormântul din inima ta surprinde prin seninătate, dar și printr-un acces la esențe, prin convertirea morții în experiența limită a iubirii, nepământene, evident. M-ai privit în suflet cu dorul tău ceresc, supremă condamnare pentru suprema vină, și cum esența morții e fără împotrivire, așa mă legi de tine cu lanțul de iubire. Prin cantabilitatea lor, versurile par foarte simplu de înțeles, dar în sensul lor este acela tulburător pe care l-am revelat adineori. Scara Oanei Bob îmbrățișează divinul din noi, adică cerul, fiindcă, deși pare fără început și sfârșit, orice scară trimite în sus, spre un trăsnet invocat, posibil și dobândit prin cizelarea așteptării a răbdării senine, scara ea însăși un univers a perspectivei ce trece de orizont spre un dincolo, spre infinitul salvator de teluric, învăluit deopotrivă de prezență și absență, o simultaneitate a contrariilor, o integralitate a sentimentului, care poate accede spre veșnicire și spre aneantizare eliberatoare, precum calea trăsnetului tantric. În prefață se face aluzie și la vânjosul Paris, într-un fel. O poate face, deci, acest trăsnet o poate face în împrejurări excepționale. Treptele scării sunt așteptarea, cea fără de îndoiel, tenace și încrezătoare, ca harnica Penelopă. Există acolo pe trepte și mult farmec, trăire mirifică, dar și derizorie, fiindcă nimic nu se poate dobândi fără încercări dureroase, ori fără dezolările tuturor deșertăciunilor, dar în esență, cizelarea perfecțiunii iubirii este precum armonia estetică al unui Taj Mahal, dar și ca focul, alt simbol specific Oanei Bob, eterat de o maximă tensiune, o cale prin care însă sângele trepidant, adesea invocat, se sublimează soteriologic și se așează în înălțimea eliberatoare de incertitudini. Interesantă este apoi perspectiva alterității, dar mă opresc aici, în final, asupra firescului al limpezimii expresiei, curgerea, v-ați putut și din exemplele citate deja, v-ați putut da seama, curgerea și firescul, simplitatea, bineînțeles, a marii creații este prezentă în expresia Oanei Bob. Desigur, simplitatea aceasta este dobândită prin căutare. Citez un vers care mi-a plăcut
în mod special, căutarea imensă e zeul din mine, este poemul Geneza. Dar căutările meandre acestei căutări nu se mai văd, fiindcă îndemnul Blagian, sapă frate, sapă, sapă, până dai de stele în apă, este pe deplin realizat de debutul poetic al Oanei Boc, ceea ce nu mi se pare puțin lucru și pentru care o felicit din toată inima.